Tatăl din nou. Recording in progress. În fața cuvântului lui Dumnezeu și aș vrea să începem în această seară prin a citi un verset pentru început din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Amin. Amin. Probabil vă aduceți aminte că am început cu ajutorul Domnului un studiu din Cartea Iacob și am văzut în această carte până aici, unde am ajuns, câteva teste și vom vedea cu ajutorul Domnului până la finalul cărții mai multe teste pe care noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, să ni le facem personal, în dreptul nostru, și astfel să ne testăm, să vedem ceea ce spune Apostolul Pavel. Să ne încercăm, să vedem dacă suntem în credință. Am văzut, poate vă aduceți aminte, în capitolul 1, trei teste. Am văzut testul perseverenței în suferință, cum Dumnezeu ne îndeamnă prin Apostolul Iacov, să cerem de la El ajutor și chiar în suferință, în încercare, în probleme, să ne încredem în El și să înțelegem că El este acela care controlează și suferința. Și în suferință noi suntem de fapt testați ca să se vadă credința noastră. Apoi am văzut tot din capitolul 1, de la versetul 13 la 18, testul acesta față reacției noastre față de ispită. Probabil vă aduceți aminte că atunci vorbeam că nu Dumnezeu ne ispitește, ci noi suntem ispitiți de către cel rău și de către pofta noastră, de către firea noastră pământească, și când pofta a zămislit de naștere păcatului. Ori fiecare dintre noi trebuie să vedem testul acesta și să-l trecem cu biruință, pentru că noi trebuie să rămânem în credință. Apoi, tot din capitolul 1, de la versetul 19 la versetul 27, poate vă aduceți aminte că am văzut testul reacției la cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că trebuie să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-ne singuri. Am văzut că e foarte important cum reacționăm și cuvântul ne spune în versetul 19, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, să zbavnic la mânie. Apoi am văzut că e foarte important să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu. Ori vedeți că trăim în niște vremuri în care oamenii sunt tot mai nesupuși cuvântului lui Dumnezeu. Doresc să aibă învățături și învățători după poftele lor. Ori noi am văzut din cuvântul lui Dumnezeu, din Iacov capitolul 1, că noi trebuie să ne supunem cuvântului scris al lui Dumnezeu. Apoi, din capitolul 2, data trecută, am văzut prima parte, de la versetul 1 la 13, testul iubirii imparțiale. Și probabil vă aduceți aminte că ne-am testat să vedem dacă privim cu părtinire la cei din jurul nostru și era acel exemplu cu omul care intră în adunare, și dacă îl vezi îmbrăcat bine, cu aur pe el, și un om bogat, și un om cu funcție, sau un om important, ești gata, gata să-i dai cinste, iar dacă e un om neînsemnat, e gata să-l disprețuim. Ori dacă facem așa, înseamnă că credința noastră nu este una veritabilă. Noi trebuie să nu facem diferențe între oameni și noi trebuie să biruim și să trecem și testul acesta al iubirii imparțiale, să iubim pe toți oamenii cu aceeași iubire. Iată-ne astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la capitolul 2, la versetul 14, și vom da citire până la finalul capitolului și vom vedea în această după-amiază, cu ajutorul Domnului, testul faptelor drepte. Haideți să dăm citire cuvântului Domnului. Iacov 2, de la versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte?
Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt voi și lipsiți de hrana de toate zilele, și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință? Tot așa curva Rahab n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amin. Amin. Dragi frați și surori, putem vedea în acest pasaj pe care l-am citit în această seară că Iacob vrea să ne testăm credința noastră și să vedem dacă e o credință veritabilă, o credință adevărată, sau dacă avem o credință falsă, moartă. Pentru că e posibil ca și așa să fie credința. Unii probabil, și în vremea aceea când Iacov a scris, și probabil și astăzi, unii au impresia că reiese de aici, așa la prima vedere, că unii oameni sunt mântuiți prin credință și unii oameni sunt mântuiți prin fapte. Nimic mai greșit. Nici de cum nu vrea să spună Iacob lucrul acesta și vom vedea ușor-ușor în seara aceasta. Uitați-vă în primul rând la versetul 14, că Iacov spune așa, frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință? Vedeți? Pavel îl îndeamnă pe Timotei, ia bine seama la citire. Și trebuie să luăm bine seama la citire, pentru că de multe ori sunt așa câte un cuvințel, două, care schimbă tot sensul și pe care noi de multe ori le trecem așa cu vederea de nici nu le băgăm în seamă. Ce vrea să spună Iacov aici? Nu spune ce îi folosește cuiva să aibă credință, ci spune Iacov aici ce îi folosește cuiva să spună că are credință. Este o diferență, fraților, surorilor. Sigur că este. Una e să spui că ai credință și alta e să și ai credință. De spus că au credință, foarte mulți oameni spun în zilele noastre. Și dacă ne uităm numai în țara noastră, așa zis creștină, toată lumea crede. Și până la urmă te duci și la alții. Toți cred. Toți au credință. Una e să spui și alta e să o ai. Tocmai asta vrea Iacob să explice aici și să clarifice. E mare diferență între a spune și a avea. Și aici Iacov îl ia pe cel care spune. Și spune, poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Care credință? Adevărata credință? Păi nu despre asta e vorba. E vorba despre acela care spune că are credință. Poate credința asta pe care el doar o spune să-l mântuiască? Poate să-l mântuiască. De ce nu poate să-l mântuiască? Pentru că credința aceasta este o credință doar verbală, doar din gură, doar sentimentală poate. Poate omul în inima lui chiar se minte pe sine și zice, nu mă, că eu chiar cred. Și el poate e în orbirea lui chiar convins că crede. Problema este că Iacov vine și ne ajută ca să testăm credința și să vedem. Mă, avem credință sau nu avem credință?
Ci ca să testezi adevărata credință, este nevoie să te uiți la fapte, la roadele credinței. Uitându-te la roadele credinței, descoperi dacă există credință sau nu există credință. Acum, aș vrea ca fiecare dintre noi în seara asta să ne testăm pe noi înșine, nu pe alții. E adevărat că Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne uităm și la alții, să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire, spune la un moment dat, și să le urmăm credința în evrei. În alte părți spune că să judecăm noi înșine dacă oamenii sunt sau nu, după roadele lor îi veți cunoaște, culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini. Deci există o judecată și a celorlalți. Pentru că trăim într-o lume tot mai confuză. Și pentru că toți își spun că au credință, nu mai știi ce să crezi. Băi, credincios sau nu-i credincios? Și atunci și Domnul Iisus ne îndeamnă asta, și Apostolul Pavel, și Biblia în general ne îndeamnă să facem lucrul acesta. Să ne uităm la roade, să ne uităm la fapte. Faptele denotă dacă omul are credința adevărată sau dacă omul are o credință falsă. Și vine Iacov aici și în versetele următoare, de la versetul 15 și 16, ia un exemplu din viața de zi cu zi de niște oameni care trec prin greutăți. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele. Se întâmplă să vezi un om sau un frate de credință care e gol și lipsit. Mai rar se întâmplă, e adevărat, că chiar hrana de toate zilele o cam avem toți, dar poate vezi o nevoie la un frate sau o soră de-a ta. Și Iacov spune, dacă tu vorbești cu milă față de omul ăla, și vine în versetul următor și zice, și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă. Omul vorbește cu milă, nu? Ce le dorește? Numai bine le dorește. Tot ce le lipsește, le dorește. Mă, ce-ți lipsește? Păi n-am aia. Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea aia din belșug, frate. Domnul să te încălzească, frate. Domnul să te sature, frate. Și cum mai facem uneori și ne rugăm, Doamne, du-te Tu pe la patul celor bolnavi, Doamne, și atinge-te de ei. Îi zice și Domnului ce să facă. Și Iacov spune aici, dacă ai face doar asta, foarte, deci tu o spui așa cu o milă, o spui așa cu o dragoste, o spui așa cu o bunătate, dar spune mai departe Iacov, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce le-a folosit? Îi folosește la ceva? Îl încălzește prea tare pe ăla care n-are haină și bate vântul? Că ai zis tu, încălzească-te, Domnul, frate! Vai, ce s-o încălzi de numai poate. Poate se încălzește de nervi un pic, că zice, bă, mai bine taci, nu mai vorbi. Sau dacă îi spui, Domnul să te sature, frate. Vedeți? Nu folosește la nimic lucrurile acestea. Cuvintele fără fapte sunt nule. Sunt vorbe goale, sunt vorbe în vânt. Dacă tu ai milă numai în cuvintele tale, dar nu ai milă și în faptele tale, e egal cu zero. Dar îmi place să îmi aduc aminte de un exemplu pe care fratele Costică ne-l tot dădea. Spune că undeva la țară, unei familii i-a luat o casă, au avut probleme mari. Și duminica s-a apucat, s-a strâns comitetul bisericii să hotărască cum să facă, ce să facă, cum să ajute. Știți cum place lumii de azi și de multe ori împrumutăm și noi de la ei? Povești multe. În loc să fim în acțiune, noi stăm să discutăm, să votăm, să vedem cine-i pentru, cine-i împotrivă. Să vedem, să nu facem vreo greșeală. Moare omul de foame, de sete, noi tot facem planul. Și spune că un bătrânel nu zicea nimic, ca un frate mai în vârstă de acolo din adunare, care era în comitet, nu zicea nimic. Și zice, bă, frate, tu nu zici nimic, uite, trebuie să ne rugăm pentru familia aia, să face ceva. Fraților, eu am fost aseară și mi-am dus rugăciunile acolo. Domnul să vă binecuvinteze. Ei, cam așa trebuie să acționăm noi, fraților și surorilor.
Că degeaba poveste lungă și ne rugăm, Domnul să te binecuvinteze, să te încălzească, să ți ție de foame. Dacă nu acționezi, noi trebuie să învățăm să ne ducem rugăciunile acolo unde trebuie. Asta vrea Iacov să scoată în evidență aici. Dacă tu ai milă numai în vorbe, e un zero mare de tot. Tu trebuie să ai milă și în vorbe, dar și în fapte. Ele trebuie să meargă împreună, mână în mână. Nu trebuie să fie despărțite una de alta. Apoi Iacov vine și spune mai departe din versetul 17, tot așa credința, dacă n-are fapte, e moartă în ea însăși. Tu spui, spune în versetul 14, ce folosește cuiva să spună că are credință? Despre credința asta vorbește Iacov aici. Tot așa credința asta care spui tu cu ai, dacă n-are fapte, e moartă. De fapt, tu ai o credință moartă, o credință falsă, nu e o credință adevărată. Tu te înșeli pe tine, înșeli și pe alții, probabil că tu ai credință. Dar, de fapt, credința ta e moartă, nu e o credință valabilă. Pentru că credința ta trebuie să fie în armonie cu faptele tale. Vorbele noastre trebuie să se armonizeze cu faptele noastre. Și astfel demonstrăm ceea ce credem cu adevărat. Vă mai dau un exemplu care mi-a venit acum în minte și îmi place tare mult. Se spune că un nepoțel cu bunica lui vreau să plece la adunare și bunica îi spune, mă copile, hai să mergem și noi la adunare, că uite, e secetă de multă vreme și vreau să mergem la adunare, că fraților sunt hotărâți să ne rugăm împreună cu toată adunarea ca Domnul să aducă ploaie. Și cum obișnuia bătrânica împreună cu nepoțelul, înainte să iasă din casă, se rugau, că plecau la drum și așa e bine să învățăm și noi pe copiii noștri. Și se roagă bătrânica, Doamne, Tu știi, fii cu noi pe drum până la adunare, Tu știi că n-avem ploaie, te rugăm din toată inima, adune ploaie, dă-ne ploaie. Amin. Dă să iese pe ușă, copilul nepoțelul se întoarce înapoi. Stai, stai, bunică, stai că am uitat umbrela. Ce facă copile? Nu vezi? Soare în stânga, soare în dreapta, secetă de luni de zile. Ce să faci tu cu umbrela? Păi nu ne-a rugat să dea Domnul ploaie? Păi dacă ne-a rugat să dea Domnul ploaie, luăm umbrela cu noi, că înseamnă că credem ce am vorbit. Dar vedeți că de multe ori și rugăciunile noastre sunt ca ale bătrâniei, acelei surioare bătrâne. Ne rugăm, dar nici noi nu credem ce ne rugăm. Credința adevărată te îndeamnă și te motivează să faci faptele în concordanță. Copilașul ăla copil fiind o făcut exact cu credința. Bă, ne-a rugat să plouă, gata, mi-a umbrela, că înseamnă că plouă, Domnul trebuie să asculte. Dar noi suntem mai înțelepți, mai raționali. Stai un pic, uite-te și un pic, ne mai uităm pe telefon, zic ăștia că nu plouă. Așa ne uitam noi când era la acoperiș. Dă-i, plouă, fra, peste oră, nu mai plouă, fra, mâine. Bun, nu mai plouă, facem treabă, peste oră, nu mai că plouă, iară. Și până la urmă Domnul ne-a demonstrat că ei ziceau că plouă și nu plouat și... Vedeți? Ne uităm după vânt, nu semene, așa spune Scriptura. Cine se uită după vânt, după furtună, după lucruri de-astea, nu semănă, dacă nu seamănă, nu o să secere și uite așa. Vedeți? Lucrurile trebuie să meargă în concordanță. Credința adevărată are faptele adevărate. Dar va zice cineva, spune în versetul 18, tu ai credința, eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Vedeți? Credința aceea pe care spune, versetul 14, ce folosește cuiva să spună că are credință? Credința aceea care spune, omul numai o spune, numai o declară, credința aceea e o credință fără fapte. Și de fapt e o credință moartă, o credință falsă. Credință care nu ajută la nimic. Dar credința adevărată e demonstrată prin faptele noastre. Faptele noastre demonstrează credință. Cine a avut credință? Bătrânica sau nepoțelul? Păi nepoțelul, nu? Păi cum că doar bătrânica l-a învățat pe copil cum să se roage? L-a îndemnat să meargă la rugăciune? Cum? Nu avea bătrânica credință? Uite că în momentul ăla pentru situația aia a demonstrat că nu a avut. Și copilașul ăla mic și zicem noi că fără prea multă minte și înțelepciune, au avut credință simplă, așa.
Pentru că faptele lui au arătat credința lui. Vedeți? Tocmai asta vrea Iacov să ne învețe aici. Nu poți declara că ai credință dacă faptele tale nu sunt în concordanță cu ceea ce declari. Fraților, de multe ori devenim niște demagogi, niște oameni care vorbim fără rost. Și din cauza asta, de multe ori, credința, având o credință falsă, o credință moartă, o credință fără fapte, de multe ori îi facem pe oameni să se potignească în viețile noastre. Privind, la poveste nu mă povește. Bă, gură multă, gură spartă, promit mult, nu să țin de cuvânt. Ăștia, bă, n-ai ce să te iei după ei. În momentul ăla, normal că oamenii se potignească. Dar dacă oamenii o ar vedea în viețile noastre, și așa trebuie să vadă, o credință autentică. Băi, nene, dacă ăsta o zis da, e da, dacă o zis nu, e nu, nu mai contează, mă, ce-l costă, ăsta îți dă haina de pe el, ăsta dacă o zis, te bazezi pe el până în pânzele ale. Astfel oamenii înțeleg că avem cu adevărat credință. Dar dacă eu nu sunt credincios în lucrurile mărunte, în lucrurile mici, în lucrurile de zi cu zi, de ce credeți că oamenii m-ar asculta și ar lua în seamă când eu mă duc să le prezint o evanghelie atât de măreață? Eu le prezint evanghelia care poate mântui sufletul și care poate salva pe om de la iad și să-l ducă în rai. Păi de ce m-ar crede dacă eu în viața de zi cu zi în lucrurile mărunte sunt necredincios? Dacă eu spun multe și promit multe, dar nu fac, de ce credeți că m-ar crede cineva? Uitați-vă la copii. Eu văd la copiii mei. Păi destul odată să-i zici ceva să nu te ții de cuvânt. Poate ai uitat, poate ai omis, poate o banalitate. Și deja te pune la îndoială. Bă, tată, ești om serios? Că tu zici și nu faci. Trebuie să te corectezi, să te pocăiești și să faci. Și eu copil. Păi cum credeți că oamenii din lume o să privească la noi și o să ne... Da, mă, aveți dreptate, mă, asta-i, mă, asta-i calea, mă. Păi cum să creadă? Când el vede că în viața de zi cu zi tu ești praf. De fapt, credința ta e numai din gură. Vedeți? Asta vrea Iacov să corecteze. Și fraților dragi, asta trebuie să ne cercetăm noi și să ne testăm în această seară cu ajutorul Domnului. Să ne testăm dacă suntem cu adevărat în credință. Dacă avem credința aceasta a faptelor drepte. Pentru că credința fără fapte este moartă în ea însuși. Mai departe spune Iacov din versetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Iarăși Iacov, uitați-vă, e foarte practic omul ăsta. Și pe de o parte o lua o situație din viața de zi cu zi cu cel flămând care n-are cu ce se îmbrăca. Nu îl ajuți, nu mai spui, nu folosește la nimic. Și acum vine și zice, ok, tu zici că ai credință. Dar uite că și dracii cred. Și se înfioară. Vedeți, dracii cunosc adevărul. Cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Dracii îl cunosc pe Dumnezeu Tatăl, îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos Fiul și cunosc Duhul Sfânt. Cunosc. Pentru că e de acolo. Din preajma Domnului. Problema lor este că ei nu acceptă și nu cred. Nu vor să se supună, ci să creadă în Domnul Iisus și în lucrarea lui sfârșitoare. Ei vor să întoarcă lucrurile să le facă cum vrea Satana. Și asta vrea să spune Iacov aici. Da, dracii cred. Și dracii se înfioară că știu că și cuvântul lui Dumnezeu e adevărat. Și când a spus Domnul că într-o zi va veni ziua judecății și dracii toți și împreună cu Satana și cu oamenii care îl urmează vor merge în iad, ei știu că așa va fi. Și asta când își aduc aminte, e așa un fior rece. Că își dau seama unde ajung. Și cred asta. Problema e că credința pe care ei o au nu e credința mântuitoare. Credința asta nu-i mântuiește. Îl avem exemplu de, și putem lua exemplu pe Iuda. Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe Domnul Iisus cu 30 de arginți și am spune că, bă, fii atent totuși, omul ăsta s-a pocăit, mă. Pentru că ce înseamnă pocăință? Să-ți recunoști vina
Și dacă ai luat de la cineva să dai înapoi, Domnul așa a făcut și el. S-a dus la mari preoți și a spus, am vândut sânge nevinovat. Uitați-vă banii acei, nu am nevoie de ei, le-au dat banii înapoi. Și maica îi zice, bă, dar ce, cum adică ăsta nu s-a pocăit? Nu s-a pocăit. Pentru că, vedeți, exact ca dracii, s-a înfiorat când și-a dat seama ce-a făcut. S-a înfiorat. Și de înfiorarea aia l-a luat frica și s-a dus să recunoască și să arunce banii. Dar nu a făcut până la capăt ceea ce trebuie. Credința adevărată te pune în genunchi în fața Domnului Iisus Hristos. Asta e credința adevărată. Ori dracii se înfioară, dar niciodată nu se vor pocăi. Să știți că pentru îngeri și pentru îngerii căzuți sunt dracii, da? Pentru ei n-a murit Domnul Iisus. Ei nu pot fi răscumpărați. Și asta e înfioară rău de tot. Și nu se pocăiesc. Și tot la fel a făcut și Iuda. Iuda nu s-a pocăit. Spre deosebire de Iuda, Petru, care a greșit, am spune noi omenește, privind lucrurile mult mai rău, că Iuda l-a vândut și a cerut și iertare. Și a recunoscut și a dat și banii înapoi. Petru s-a dezis de Domnul Iisus de 3 ori și spune cuvântul cu jurământ. S-a jurat că nu e așa. Că nu cunoaște. Și totuși diferența e enormă. Petru se pocăiește și are parte de ce? Iuda nu se pocăiește și are parte de ea. De ce? Pentru că uitați-vă că Petru l-a recunoscut pe Domnul Iisus că El este singurul prin care poate fi mântuit. S-a smerit înaintea Domnului Iisus și a recunoscut statutul Domnului Iisus de Dumnezeu, de mântuitor, de salvator. Iuda asta a uitat să mai facă. Dacă Iuda s-ar fi dus la Domnul Iisus și și-ar fi mărturisit păcatul, ce ziceți? L-ar fi iertat Domnul Iisus? Siguranță! Domnul Iisus iartă pe oricine, așa spune cuvântul, dacă vă mărturisiți păcatele, El e credincios și drept și... Vedeți? De multe ori oamenii sunt gata să-și mărturisească păcatul unul altora, dar nu sunt gata să meargă înaintea Domnului Iisus cu păcatul lor. Dacă nu te duci înaintea Domnului Iisus cu păcatul tău, înseamnă că nu ai credința aceea adevărată. Spui că ai credință, dar faptele tale arată că nu ai. Dacă ai adevărata credință, prin credință te vei duce înaintea Domnului Iisus Hristos, singurul care poate să te ierte de păcat. Mergi înaintea Lui, îți mărturisești păcatul, îl recunoști pe El ca Domn și Mântuitor personal și devii copilul Lui. Ai parte de naștere din nou. Și apoi, faptele credinței vor continua în viața ta în fiecare zi. Faptele bune, spune Apostolul Pavel, care au fost pregătite mai dinainte ca voi să umblați în ele. Ele sunt pregătite de Dumnezeu. Noi trebuie numai să fim sensibili la glasul Duhului Sfânt și să umblăm în el. Dar dacă noi nu umblăm în faptele credinței, ci faptele noastre sunt fapte rele și ale necredinței, păi putem spune noi, cum spune ăsta aici, cât vrei că ai credință, nu-ți folosește la nimic. Apoi, Iacov, după ce ia exemplul, am spus, din viața cu omul sărac și dezvelit și fără hrană, ia exemplu cu dracii, merge mai departe și uitați-vă că vine și ia un alt exemplu. Adică alte 3 exemple urmează. Și al următorul exemplu este părintele Avram. Versetul 21. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Iată, frați și surori, ia Iacov un exemplu pe tatăl tuturor credincioșilor, pe Avram, așa mai este numit Avram. Omul acesta, am spune noi, uite că am prins. Omul ăsta e socotit neprihănit prin fapte. Nu spune asta Iacov. Ci spune, este socotit prin faptele credinței.
Adică, ce l-a făcut pe Avram să facă acele fapte? Credința. Faptele acelea, faptul că, și de ce l-a numit așa? Faptul că Dumnezeu l-a pus la încercare, i-a spus să meargă pe muntele Moria, să ia pe unicul lui fiu pe care îl iubea și să-l aducă ardere de tot acolo. Și Avram a făcut întocmai. Păi ce-a demonstrat Avram prin faptele lui, prin faptul că s-a dus numai el cu fiul său acolo și l-a pus pe altar? Ce-a demonstrat? Credință. Omul ăsta a demonstrat că avea credință, nu că spunea că are credință. Vedeți diferența? Una e să spui că ai credință și alta e să o demonstrezi. Avram a demonstrat credința lui. Prin credință, spune cuvântul, el s-a dus să facă asta. Căci el îl credea pe Dumnezeu pe cuvânt și știa că și dacă îl va omorâ pe fiul său, Dumnezeu îl va da înapoi din morți. Uitați-vă ce credință a avut omul acesta. Și prin faptele, prin acțiunile lui, a demonstrat că avea cu adevărat credință. De fapt, ce ne învață aici Apostolul Iacov și provocarea pentru noi ca și testare, este să vedem, mă frate, mă soră, ai tu roadele credinței tale? Se vede în viața ta adevărata credință? Sau numai poveste, numai vorbă? Putea Avram să aducă scuze la Dumnezeu cu duiul. Dar ce ar fi dovedit? Necredință. Dar Avram n-a adus scuze, ci s-a dus și a făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și astfel a dovedit că a avut credință. Credința l-a mântuit pe Avram. Prin credință a fost socotit Avram neprihănit. Dar într-adevăr, credința lui Avram a fost demonstrată prin faptele de ascultare a lui Avram. Tot la fel și eu și dumneavoastră putem să ne demonstrăm credința doar prin o viață de ascultare de Dumnezeu. Doar lăsând să fie în colaborare credința cu faptele noastre și faptele noastre de fapt să fie roade ale credinței noastre și faptele noastre să fie faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Și astfel, oamenii din jur, când vor privi la noi și vor vedea că suntem credincioși în cele mai mărunte lucruri, da, spune Scriptura, cine e credincios în lucrurile mici, va fi pus și în lucrurile mari și va fi credincios și în lucrurile mari. Dar de multe ori, tendința omului firesc este să țintească direct la lucrurile mari. Lasă-mă, trecem clasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, că ai pierdere de vreme. Dacă se poate sărim și peste liceu. Facem și noi o facultate, că de fapt aia îmi dă o meserie și trai bun, îți domn inginer, ce mai vrei? Nu se poate. În viața de credință nu se poate. Trebuie să o iei cu clasa 0 și cu grădinița la mea. Și cu clasa 0 și tot așa rând pe rând. Să fii credincios în fiecare lucru pe care Dumnezeu ți-l încredințează. Să-ți demonstrezi credința în viața ta de familie, în viața ta de servici, în viața ta între vecini, în viața ta de zi cu zi, în viața ta, știu eu, ocazional, când ești pus într-o situație mai deosebită, în momente de înălțare, în momente de cădere, în momente de coborâre, în momente de zmerire, în toate momentele vieții. Tu trebuie să demonstrezi credință. Frați și surori, adevărata credință are faptele credinței. Mergem mai departe și Iacob aici mai iau un exemplu. Versetul 25. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și a scos afară pe altă cale? Iată cum mulți oameni interpretează că uite că de fapt fost să fi socotit neprihănit sau iertat sau mântuit prin fapte. Fals. Ce a făcut-o pe Rahav să se comporte cum s-a comportat? Teama de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu. Dar mai mult decât atât. Ea nu a făcut din frică. Ea nu a făcut din frică. Nu după aia credința. Întâi credința. Deci să fim foarte atenți. Întâi au avut credință și au demonstrat. De ce? Păi când a venit aia și i-a spus, uite care-i treaba. Noi o să venim, o să nimicim. Știi? Știi? O spus ea.
că tot poporul are inima cât un pulice, că știe că dați peste noi și ne faceți praf. Ei, uite că femeia asta credea. Bineînțeles, nu a crezut. Toți tremurau de frica evreilor. Dar numai asta a crezut. Pentru că la înconjurarea cetății Ierihon, nu spune că au mai fost salvați și alții. De ce nu au fost salvați și alții? Că și la ea le era frică de evrei. Așa reiese din ce a spus ea. Că le e frică la toți, la toți. Ne-a intrat teama în noi. Păi știi ce nu vă pucăiți? De ce nu aveți credință? Uite, nu a fost. Și-au pierit când au venit evreii și au înconjurat cetatea. Dar Rahab n-a pierit. Și toți cei care erau în casa ei n-au pierit. De ce? Pentru că ea a avut faptele credinței ei. Ea a demonstrat credință prin faptul că a făcut ceea ce i s-a spus să facă. Dacă ar fi zis Rahab, da, oricum Dumnezeul lui Israel e un Dumnezeu puternic, tot știutor, un Dumnezeu care oricum cunoaște toate lucrurile, ce rost mai are acum să las eu frânghia asta cărămizie? Ce Dumnezeul lui Israel doar așa și-a dă numai târcoale ca toate, al meu nu cade. Ce așa de deosebit? Ce nu poate Dumnezeu să mă ocrotească fără să pun funia aia? De fapt, punerea acelei frânghii pe geam, știți ce era? Fapta credinței ei. Era colaborarea faptelor ei cu credința ei. Era demonstrarea că ea crede. La fel la evrei, dacă ne gândim la Paște. Păi ce, nu știa Îngerul Domnului unde se vrei? Să nu intre Îngerul Domnului și să omoare? Trebuia neapărat să fie sângele acolo? Că sângele ăla l-a făcut pe înger să știe că acolo nu trebuie să intre. Ei, de fapt, demonstrau credința, ascultarea, frasisului. Vedeți? Nu că Dumnezeu n-ar fi știut. Dar știa cum să nu știe. Dar Dumnezeu așteaptă de la noi credință. Și fără credință este cu neputință să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu așteaptă ca eu și dumneavoastră să demonstrăm credința prin faptele noastre. Rahav a demonstrat-o că a ascultat și a pus frânghia acolo când a venit momentul. Poporul evreu a ascultat prin faptul că și-a uns ușiorii ușii așa cum i-a spus Dumnezeu. Alți oameni ai credinței, Avram a ascultat prin faptul că s-a dus și l-a pus pe fiul său pe altar. Noi putem asculta prin faptul și demonstrăm credință prin faptul că ascultăm de Dumnezeu toate lucrurile mărunte din viața noastră. Dacă nu, vom demonstra o credință moartă, o credință falsă. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Versetul 26. Și scriem imediat. Iacov mai ia un exemplu aici. Și spune, un trup fără duh este mort. Și adesea ne-a fost dat să vedem un trup fără duh care este mort pus într-un sicriu. Și te uiți la omul ăla și de multe ori am auzit așa vorbe în jurul unui mort. Vai, zici că Doamne, uite-le ce frumos e. Vai, că zici că zâmbește la toată lumea. Vai, că ce frumos e. Vai, 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 mai că-ți vine să-l pupi. Bai, e ca unui mort. N-are Duhul în el. E mort. Ce să-i faci? Păi, da, dar e frumos. O fi frumos, da? E mort. Și Iacov spune, păi cum te uiți la trupul ăla mort? Care e frumos de vai, vai. Dar e mort, n-are nicio vlagă în el, nu poate face nimic. Tot la fel. Credința fără fapte e moartă. Păi stai, frate, că eu am credință. Și încep să explici tu ce mare credință ai. Și dacă ai și cuvintele la tine, apoi explici tu. E moartă, nu, omul, e moartă. Da? Dacă n-are fapte, e moartă, ci tot atât. Vedeți ce simplu e? E foarte simplu. Dar nu și ușor. Trebuie să recunoaște, dar nu și ușor. Dar e binecuvântare mare atunci când prin faptele noastre demonstrăm credința adevărată. Frați și surori, iată-ne la cel de-al cincelea test, testul faptelor drepte. Și Pavel ne îndemna în Corinteni,
Încercați-vă pe voi înșivă și vedeți dacă sunteți în credință. Încercați-vă. De ce? Pentru că e foarte important, frați și surori, să nu ne mințim. Că ar fi cea mai mare nenorocire. Ca după ce ai trăit o viață și ai venit la adunare și ți-ai bătut genele pe cei și ani de zile ți-ai uzat pantofii și ți-ai tot schimbat la ei, să te trezești că de fapt tu te-ai la sine. Să te trezești că de fapt ai spus că ai credință, dar tu n-ai avut-o. Credința adevărată care să te mântuiască. Gândiți-vă ce mare pierdere ar fi ca să fi auzit toată viața Evanghelia de aici, de la amponul ăsta. Și din alte părți. Și totuși tu să treci nemântuit din lumea asta. Ce mare pierdere. Tocmai de aceea Dumnezeu ne provoacă prin Duhul Sfânt, prin Cuvânt. Încercați-vă! Cercetați-vă! Probați-vă! Vedeți dacă aveți credința adevărată! Și uitați-vă la toate aceste teste ale credinței din Evanghelia de Epistola lui Iacob și apoi sunt multe altele în Scriptură. Dar acum noi ne ocupăm de cartea aceasta. Și uitați-vă cum Duhul lui Dumnezeu ne tot provoacă să ne testăm voi pe noi. Haideți să o facem, frați și surori. Haideți să ne luăm lucrurile în serios și să ne gândim: Doamne, nu vreau să mă mint. La urmă urmei mint pe oameni. Să o vereață întreagă. Care e problema? Nu câștigi nimic, tu ești pierzător. Că oamenii ceilalți, da, probabil, normal că te doare inima dacă vezi că unul pleacă nemântuit din lumea asta. Ți se rupe sufletul. Dar asta e ce poți să faci. Dar problema e că pentru tine însuți e cel mai grav. Că te duci într-o veșnicie pierdută. Dacă ai o credință moartă. O credință care spui că ai. O credință care nu e demonstrată prin fapte, o credință fără fapte este moartă în ea însăși. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu înțelepciunea care vine de sus. Amin. Și să-L dea harul ca să trecem și testul acesta miluitor și să ne dea harul ca să putem să ne testăm și cu celelalte teste și la toate să trecem cu bine. Și trecem. Dacă avem credință, dacă ne încredem în acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Că dacă mă încred în mine, eu vă spun, pierd din start. Dar ne încredem în cineva. În acela care a creat cerurile și pământul. În acela care a plătit prețul răscumpărării noastre la cruce. În acela care a murit și a înviat și e viu în veci de veci. Noi în El ne bizuim. În El ne încredem. În El e credința noastră, nu noi. În El. Și atunci, dacă avem credința aceasta în El, această credință ne mântuiește sufletul. Și această credință se va vedea și va fi demonstrată pe faptele noastre de zi cu zi. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.